Slăvit să fie Domnul! Amin! Frații mei, mulțumim Domnului pentru harul lui. Amin! Mulțumim Domnului că ești o binecuvântat și în seara aceasta, frații mei, și suntem în casa Domnului. Mulțumim Domnului pentru promisiunile Lui. Amin. Domnul fie lăudat. Amin. Oare putea să facă vreun om, vreun președinte, așa promisiune? Nu putea. Nu putea nimeni, nici un președinte, oricare ar fi el, nu putea să spună așa ceva că ne asigură și ne garantează ocrotirea. Nu poate, frații mei, oricine ar fi el președinte sau cine ar fi prim-ministru, nu poate, pentru că e doar un om. Dar Dumnezeul nostru nu este un om, ci este Dumnezeu. Și în mâna Lui ține vremurile, hotărârile, ocrotirea, bucuria și binecuvântarea, toate le ține în mâna Lui. Aleluia! Deci mâna Lui e destul de puternică ca să ne vină în ajutor. Lăudat să fie Domnul! Așa că, frații mei, aș vrea să vă spun în partea Domnului și surori, opriți-vă, nu mai vă stresați, nu mai vă tulburați, nu mai lăsați să vă tremure inima în voi de frică și de spaimă, ce va fi mâine, ce va fi voi mâine, ce lucruri vor fi. Nu mai adunați toate zvonurile și toate gunoaiele, că vă tulburați așa de tare încât nu mai putem să mai adunăm cuvântul Domnului. Din cauză că adunăm gunoaie, zvonuri, vești, zvonuri și din cauză că devenim așa de împovărați, venim la adunare și plecăm tot triști, tot speriați, tot tulburați, ce va fi, ce se va întâmpla. Și în seara aceasta Domnul vrea să tragă o linie și să spună stop! Aleluia! Opriți-vă, nu mai adunați toate zvonurile și toate veștile, să ne încredem în Domnul, căci Domnul încă va ocroti Austria, va ocroti România. Aleluia! De ce îți faci probleme? De ce îți faci probleme? Băi, dacă începe în România problemele și scandalul, ne cheamă și pe noi de aici. Ne obligă și ne împinge acolo, în mijlocul luptelor și băi, ce mă fac? Ce fac, Doamne, cu fațelica meu? Ce fac, Doamne, cu Ionica meu? O să-l mai văd vreodată? Hai să ne încredem în Domnul, frații mei, și hai să ne liniștim odată inima, căci Domnul e cu noi. Amin. Aleluia! Atâta vreme cât Domnul este de partea noastră și ne-a garantat că ne ocrotește copiii și familiile noastre, cu toată smerenia dăm slavă Domnului. Amin. Că nu trebuie să fugi de aici, în România, și nu trebuie să fugă din România aici. Lăudat să fie Domnul! Mare Dumnezeu avem! Și mulțumim Domnului pentru planurile și gândurile frumoase și bune care încă le are pentru noi. Amin! Fați-mi, s-o pus din partea Domnului un verset și voi mai citi mai târziu încă mai un verset sau două că Domnul a rânduit din altă parte, dar mi s-a pus pe inimă ca să începem un verset
din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, este aici un verset foarte frumos, care spune versetul 28. Aici sunt cuvintele Domnului Iisus. Nu sunt nici a mele, nu sunt nici la alt frate, nu sunt nici la altul, sunt exact cuvintele Domnului Iisus. Amin. Frații mei, aici în cuvintele Domnului Iisus găsim o frumoasă și o mare invitație. Aleluia! Aleluia. Hai să vedem aici Domnul Iisus pe cine invită și la ce fel de invitație ne invită și ne cheamă Domnul. Citim. Veniți la mine, spune Domnul Iisus, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. 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 Veniți la mine, spune Domnul Iisus, să venim la El. Să venim la Iisus. Amin. Frații mei, în vremea aceasta, parcă cuvântul acesta, veniți, parcă începe să se audă din ce în ce mai rar. Parcă cuvântul plecați se aude mai des. Parcă cuvântul plecați îl aude fratele, îl aude sora, care lucrează la un job, la o afacere, la un patron, lucrează. Și parcă din zi în zi s-aud tot mai multe cuvinte, îmi pare rău, dar peste câteva zile va trebui să pleci de la mine, că afacerea merge greu. Afacerea merge greu și nu mai am loc de muncă pentru tine. Îmi pare rău, dar va trebui să pleci. Și fratele plânge, sora plânge, ce voi face? Și peste o zi, două, trei, îl auzi pe alt frate, că patronul i-a spus și lui, îmi pare rău, dar va trebui să pleci de la mine, că afacerea îmi merge rău. A început să fie probleme în Europa, nu mai merge marfa, nu mai merge afacerea, nu mai am așa mult de lucru. Te simpatizez, te apreciez, dar îmi pare rău, va trebui să pleci. Și plânge fratele, plânge sora, stres, Doamne, ce-i de făcut? Peste câteva zile, cuvintele acestea le aude altă soră, unde avea un micuț loc de muncă. Doamne, ce fac? Doamne, cum le descurc? Soțul câștiga puțin, în altă parte soțul poate nu lucrează deloc, nu câștigă deloc, cu bănișorii mei puteam să descurc cheltuielile familiei. Doamne, ce fac? Ai auzit cuvântul? Trebuie să pleci, nu mai am de muncă. Dragii mei, ascultă bine. În seara aceasta, Domnul nu spune nici la unul măcar care este aici, Domnul nu spune plecați că nu vă iubesc. Aleluia. În seara aceasta Domnul spune la toți care suntem aici, inclusiv la copii, Domnul ne spune frumoasa chemare, frumoasa invitație, veniți! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Stimat prieten,
auzi? Auzi invitația Domnului. Căci te invită Domnul Iisus și spune, vino și tu. Vino și tu, care ești trudit și împovărat. Că așa a spus Domnul, veniți la mine. Aleluia! Dragul meu, care te-a dus Domnul aici în seara aceasta, poate ești trudit, obosit, poate ești împovărat cu de toate și te-ai întrebat, Doamne, unde aș putea găsi un pic de odihnă? Doamne, unde aș putea găsi un pic de liniște? Că-s trudit și împovărat de păcate peste măsură. Doamne, cine ar putea să mă ierte? La care mănăstire să mă duc? Pe care călugăr să-l caut? Doamne, ce să fac cu problemele, cu păcatele mele? Și Domnul Iisus, în seara aceasta, se oprește în dreptul tău, care ești trudită și împovărată. Viu e Domnul care îți vorbește. Aleluia. Domnul, în seara aceasta, în momentul acesta, îți vorbește ție, care ești trudit și împovărat. Și spune Domnul să venim la El. Amin. Aleluia. Aleluia. Vrei să-i primești invitația Domnului Iisus? Te rog, gândește-te bine. Nu te invit eu că sunt doar un om. Nu te invită fratele sau altul că suntem doar niște oameni. În momentul acesta, în seara aceasta, te invită Hristos Domnul. Aleluia! Te invită pe tine care ești trudit și împovărat. Poate ai căutat să-ți găsești liniștea într-un pahar de băutură. Poate ai căutat să-ți găsești liniștea în alte lucruri slabe și ai devenit mai împovărat. Și ai devenit mai obosit. Și ai devenit mai descurajat. Și Domnul spune, numai la Domnul găsești odihnă. Aleluia! 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 De ce ai căutat odihna? Te-ai gândit că poți găsi odihna în băutură? Te-ai gândit că îți poți găsi odihna în niște păcate? Nu-ți găsești odihna în băutură, dragul meu prieten care ești aici. Dragul meu care ești aici, îți vorbește Domnul seara aceasta. Nu-ți găsești odihna în lucruri slabe, ci odihna o găsești la Hristos Domnul. Nu ai El ne-o poate da la fiecare. Amin? Amin. Așa a promis Domnul, veniți la mine, spune Domnul. Toți, în cuvântul toți, intre și dumneata. Amin. Poate te gândești, Doamne, eu nu. Doamne, eu nu pot, că-s prea păcătos. Doamne, am făcut prea multe, te-am supărat prea mult. Domnul spune, veniți toți cei trudiți și împovărați și am să vă dau odihnă. Aleluia! Vrei odihnă? Te simți trist și împovărat? Te simți trudit, obosit, soră? Poate ai ajuns la capătul puterii. Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că sunt aici persoane care plâng și zic, Doamne, am ajuns la capătul puterii. Doamne, sunt în proces cu soțul. Doamne, sunt în proces cu soția.
Doamne, am probleme în familie, nu-i pace. Doamne, așa-s de trudită. Doamne, așa-s de trudit. Așa-s de povărat, așa-s de povărat, Doamne. Nu mai pot. N-am odihnă. Nu mai pot dormi. Doamne, simt că mi se scurg zilele și mă voi duce în mormânt, nu știu cum. Cu mântuire, fără mântuire, nu mai știu cum. Îți răspunde Domnul seara aceasta, vino la Iisus. Vino! Vino, soră, care ești trudită și împovărată. Nu te opri din mers. Nu renunța la nădejdea care ai avut-o altă dată. Vino, frate, la Iisus. Tu care ești trudit și împovărat. Nu renunța la bucuria care o aveai altă dată. Căci Domnul vrea să-ți dea odihnă. Aleluia! 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 Frate, înaintea Domnului mai ai o valoare. Soră, înaintea Domnului mai ai o valoare. Căci Domnul Iisus spune așa frumos, căci cine va veni la El, nu îl va izgoni afară. Amin. Tu care ești aici, poate ai fost scos afară, împins afară, începu cu așa, cu finețe, că sunt oameni diplomați. Poate cu diplomație, cu viclenie, ai fost împins încetul afară din adunarea X. Și tu poate ai fost împins afară din adunarea Y. Și ai zis, Doamne, îs trist. Doamne, ce-am făcut să mă împing afară din adunare? Doamne, pe cine am supărat? Ce rău le-am făcut? Și ești trist, ai venit aici în seara aceasta și ești descurajată și ești trist. Și Domnul te cheamă și spune, vino. Vino, că Domnul vrea în locul acesta să-ți dea odihna. Domnul vrea în locul acesta să-ți ridice poverile, mărit să fie Domnul. Aleluia! Domnul spune că aici mai este un loc pentru tine. Aici mai este un loc pentru tine. Crede că Dumnezeu îți vede poveri. Dumnezeu vede că ești așa de trudită. Poate te-ai gândit, Doamne, dacă nici aici nu voi găsi un pic de liniște, dacă nici aici nu voi găsi un pic de odihnă pentru suflet, dacă nici aici nu voi găsi un pic de pace, Doamne, nu știu ce am să mai fac. Poate este ultima ta încercare să mai vii între frați, să vii la biserică. Ai spus, Doamne, dacă nici acum nu lucrezi, Doamne, nu știu, n-am să mai vin nici când. Și Domnul îți vorbește în clipa aceasta și îți spune, vino la Iisus, tu trudită și împovărată. Vino la Iisus, tu truditule și împovăratule. Vino, vino la Iisus, căci numai El îți dă odihnă. Biserică, Hristos Domnul nu minte. Hristos Domnul nu te înșală. Dacă El spune să vii la El, dacă El te cheamă așa de frumos în momentul acesta și te invită și spune vino, și El spune vino, truditule, împovăratule, vino ca să-ți dau odihnă. Nu te cunosc. Nu te cunosc. Dar Duhul Sfânt îți vorbește și spune, Satana și-a bătut joc de tine până aici, în toate felurile.
Satanul căuta să-și bată joc de tine în toate felurile. Și ești așa de obosită. Și ești așa de obosit. Îți permit să mai amâi? Îți permit să mai stai pe gânduri? Păi dar nu vezi ce-a făcut cu tine, Satana? Nu vezi? Tu care ești aici, nu vezi ce-a făcut cu tine, diavolul? Te-a obosit? Te-a împovărat cu tot felul de pofte? Te-a împovărat cu tot felul de patim, cu tot felul de păcate? Hristos Domnul care încă mai iartă. Aleluia! Viu e Domnul! Aleluia! Viu e Domnul care îți vorbește în clipa aceasta! Viu e Domnul care te cercetează! Aleluia! Aleluia! Îl văd pe Iisus că se oprește în dreptunea! Îl văd pe Iisus că se oprește în dreptunea! Îl văd pe Hristos Domnul că se oprește în dreptul meu și spune: vreau să te eliberez. Vai ce împovărat ești! Vai ce împovărat ești, sărmanul de tine! Vai ce împovărat ești! Dar au venit Iisus! Biserică! În seara aceasta au venit Iisus ca să rupă legăturile, să-ți ia poverile. Aleluia! Că te vede obosit, te vede împovărat. Dar a venit biserica Iisus să ne dea odihna. A venit Iisus să-ți spună marele mesaj, că-și păcatele tale le spală sângele Domnului. Chiar dacă sunt așa cum sunt multe și grele, chiar dacă sunt păcatele tale multe și grele, sângele Domnului are puterea să le spele. Apoi Domnul să-ți ia odihnă. Aleluia! Crede în jertfa Domnului. Crede în jertfa Domnului, în numele Domnului. Ai văzut cum Satana ți-a ieșit în cale și ți-a pus pedici ca să nu poți să fii în locul acesta? Ai văzut? Așa îmi spune Domnul. Ai văzut, frate, cum Satana a vrut să stea împotrivă ca să nu fii aici în seara aceasta? Dar Domnul ți-o lua de mână. Aleluia! Domnul ți-a venit în ajutor și te-a adus în locul acesta ca să-ți dea putere, ca să-ți ridice poverile și ca să-ți dea odihnă. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Îl simt aici pe Iisus. Îl văd aici. Te cercetează. Te cercetează și vrea să se oprească în dreptul fiecăruia. Binecuvântat să fie Domnul. Dragul meu care ești aici, deschide-ți inima. E seara ta. E seara ta care ești aici și ai șansa binecuvântării ca să ieși de aici liber, plin de bucurie. Aleluia! Păcatele iertate în numele lui Iisus și să pot spune: sunt o ființă nouă. Măi să fie aleluia! Mulțumim Domnului căci ne-o chemat să ne dea odihnă. Odihnă în familia ta, odihnă în inima ta, odihnă în mintea ta. Cu câte gânduri ți-ai luptat până în seara aceasta? Cu câte gânduri, poate urâte, numai Domnul te știe. Numai Domnul te știe și ai plâns. Doamne, vreau să scăp de gândurile acestea. Doamne, n-am odihnă în mintea mea.
N-am odihnă în gândurile mele, Doamne, până adorm, mă tot lupt cu gânduri murdare și urâte. Doamne, n-am odihnă. Știi că Domnul seara aceasta vrea să te elibereze? Aleluia! Dar te întreb, tu vrei? Aleluia! Cine vrea ca în seara aceasta Domnul să-l libereze? Aleluia! Aleluia! Să ridici o mână! Sau ți-e rușine că te lupți cu gândurile tale? Sau ți-e rușine să recunoști că n-ai odihnă în mintea ta? Viu e Domnul! Aleluia! Ori recunoști, ori nu recunoști, Duhul Sfânt îmi descoperă și îmi vorbește că sunt foarte multe persoane aici care n-au odihnă în mintea lor. N-ai odihnă, soră, în mintea ta. Nu-i o rușine. Oameni suntem. Ne luptăm cu duhurile. Nu-i o rușine, frate, să recunoști, Doamne, n-am odihnă în mintea mea, Doamne, dar te rog, în seara aceasta limpezește-mă. Doamne, te rog, în seara aceasta, Doamne, limpezește-mi gândurile. Șamana, rogă, farma! Vrei să limpezească Domnul mintea ta? Vrei să facă Domnul o limpezire în gândurile tale? Și să așeze Domnul puterea Duhului Sfânt? Aleluia! Frații mei, nu am pregătit ceea ce vreau să vă spun, dar în momentul acesta mi se dă un lucru. Și vreau să execut, vreau să fac exact ce îmi spune Domnul. Aleluia! Știți ce îmi spune Domnul? Să fac o chemare, o invitație. Aleluia. Toți care vreți să aveți odihnă în mintea voastră, în gândurile voastre, în inima voastră, veniți aici în față să punem numele Domnului peste voi. Ca să facem o rugăciune pentru voi, în numele Domnului, să punem numele Domnului Iisus, ca numele Domnului Iisus să-ți găsești odihnă în gândurile tale. Amin. Să-ți găsești odihnă în mintea ta și să poți spune în seara aceasta, Domnul și-o atins de mine. Aleluia! Crezi? Aleluia! Domnul face de cunoscut că în momentul acesta să dea o luptă! Aleluia! Să dea o luptă! Fii atent! Nu renunța! Vine Duhul de împotrivire, de rușine și spune cum? Cum să ești tu în față să te faci de rușine? Ești gata să biruiești rușinea? Aleluia! Ești gata să biruiești rușinea? Amin. Dacă ești gata să biruiești rușinea și în numele Domnului Iisus să vii aici în față, Domnul este gata să atingă de tine. Amin. Dacă ești gata, în numele Domnului te chem, vino aici ca să ne rugăm. Și Domnul este la lucru. Ridicați în picioare. Cine este gata să vină aici în față? Cine este gata ca să roage pe Domnul, să se atingă de mintea lui, să-i dea Domnul o odihnă, să vină aici în față, biserică, nu pierde șansa. Oameni buni, e șansa ta! Oameni buni, surori, fraților, e șansa ta! Nu noi, ci Hristos Domnul vrea să-ți dea odihnă în mintea ta! Ai atâtea probleme! Ai atâtea probleme! Și Duhul Sfânt plânge în seara aceasta și spune, vino! 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 Că Domnul vrea să-ți atingă pe cineva. Viu e Domnul! Hai să-mi rămân pe tine.
Ne rugăm pentru aceștia care au ieșit aici și pentru toată biserica. Hai în unitate ca un singur om. Să ne rugăm Domnului să punem numele Domnului. Ca numele Domnului, Domnul să vă dea o